mai devreme să vedem cum se pregătesc organizatorii, dar mai ales ce surpriză ne așteaptă. De fiecare dată facem o selecție inovativă. Mergem cu anii înainte, ne selectăm cu anii de participante, în acest an 2016, din Franța, Spania, în prima zi a festivalului, peste 10 trupe au încântat spectatorii cu momentele lor. Deschiderea oficială a fost făcută de singura trupă românească din cadrul festivalului, trupa Ciuleandra. Înainte ca vremea să se strice, participanții din cadrul Bifit au fost plini de voie bună. Au făcut ce știau ei mai bine. Au cântat și au interpretat diferite personaje spre amuzamentul spectatorilor. Iar ăsta a fost doar începutul. Atenția publicului a fost captată de faimoșii dinozauri, caracterizați de către adulți ca fiind... Copiii, în schimb, fie s-au temut de ei, fie au fost complet relaxați în fața lor. De cealaltă parte, trupa olandeză a dinozaurilor a fost încântată de public. Cea de-a doua seară s-a încheiat cu un spectacol de lumini susținut de o trupă de origine franceză. Dacă cea de-a treia zi a festivalului Bifit in the Street a început în parcul Cismigiu, unde copiii s-au sărbat de ziua lor, seara spectacolul s-a mutat în piața George Enescu, unde trupa Parabol a deschis parada de final a evenimentului. Trupele împreună cu publicul s-au plimbat din piața George Enescu până în piața Universității, unde evenimentul s-a încheiat cu un spectacol de acrobații și cu un foc de artificii. Datorită vremii ploioase din ultima zi a festivalului, trupele și-au continuat reprezentațiile pe străzile aproape pustii. Deși a patra zi a evenimentului nu a fost una incendiară precum cele anterioare, Bifit in the Street s-a dovedit a fi și de această dată un succes. Și din cu totul de final.